Despre decizia fără precedent din istoria României de a anula alegerile vorbim în continuare cu analistul politic Corneliu Ciurea. Domnule Ciurea, bună seara! Bună seara! Așadar, Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale în baza unor suspiciuni de fraudă electorală. Putem vorbi în acest caz de încălcarea flagrantă a voinței poporului, având în vedere că pentru independentul Călin Georgescu au votat peste 2 milioane de oameni? Bun, e o chestiune discutabilă. E clar că decizia Curții Constituționale a deranjat foarte multă lume și, în primul rând, sunt deranjat cei care și-au exprimat votul. Peste 2 milioane de cetățeni români au votat în favoarea domnului Călin Georgescu în primul tur. Al acestui scrutin, iar sondajele arătau că un număr mult mai mare ar fi putut să-l voteze în turul 2, cel care a fost anulat de Curtea Constituțională. Prin urmare, această acțiune este oarecum îndreptată împotriva voinței unui număr mare de cetățeni români, dar este cumva sub acoperire legală, pentru că și noi ne-am obișnuit până în Moldova că atunci când decide Curtea Constituțională, chiar dacă deciziile sunt subțiri din deget, ele sunt considerate legale și ultime. Am pierdut prompterul. Din această cauză, bun, să vedem care va fi reacția politică a societății române, care, cred eu, doar ea este în drept să se expună, pentru că sunt ofensați, au fost ofensați un număr foarte mare de oameni. România este o țară membră NATO și UE. Tot am auzit că în Uniunea Europeană sunt respectate valorile democratice. Noi tot spre acestea tindem. În acest caz, despre ce democrație mai poate fi vorba sau mai degrabă suntem martorii unei instaurări, unei dictaturi și a unei cenzurii, așa cum s-a întâmplat și în Moldova? Bun, sigur că acest trend pe care îl vedem antidemocratic de impunere a unor lideri politici care reprezintă mișcarea globalistă, sorosistă, principiile statului profund, deep state, ele se manifestă nu doar în România, le vedem cu acuitate prezente și în Republica Moldova și în foarte multe alte state ale lumii, chiar dacă vedem și replicele date de alte curente, în special cele suveraniste, mai nou victoria lui Trump, demiterea guvernului Barnier în Franța. Deci se dă o luptă la nivel mondial între două curente, cel globalist și cel suveranist, și globaliștii, care sunt într-o vădită pierdere de viteză, încearcă să cumva diminueze amploarea înfrângerii, și aceste reacții le vedem astăzi în România. Putem spune că prin anumite acțiuni oarecum nedemocratice, la limita democrației, extrem de controversate, elita politică românească încearcă să oprească ascensiunea unui lider politic nou, Călin Georgescu, care este necunoscut pentru ei și care probabil prezintă un mare pericol pentru acest eșafodaj politic internațional, global, reprezentat de globaliști. La ce să ne așteptăm în România? Vor fi proteste, violențe? Cum credeți? Poporul va ieși în stradă? Să vedem. La ora 9 va vorbi candidatul scos din cursă, Călin Georgescu. În primul rând, cu siguranță, ați văzut că au fost intentate două dosare penale. Deocamdată nu sunt intentate împotriva unei persoane anume, dar s-ar putea ca aceste dosare ulterior să-l vizeze în mod direct pe Călin Georgescu, ceea ce înseamnă că el are puține șanse să se înscrie din nou în cursa prezidențială care va urma. Deocamdată elita politică românească este aservită intereselor globaliste și nu vrea să cedeze. Puține șanse ca să avem proteste de amploare. Chiar dacă eu cred că mișcările suveraniste din România, e vorba de AUR, George Simion, e vorba de SOS, al lui Șoșoacă, Partidul Oamenilor Tineri, a doamnei Gavrila, vor încerca să recurgă la niște acțiuni de protest, care vor fi, cred, destul de semnificative, dar mai important este că România intră într-un haos instituțional,
într-un haos electoral, nu prea se știe exact cum se vor derula în continuare evenimentele și cum vor va fi formată alianța de guvernare, pentru că au avut loc și alegerile parlamentare, alegeri care și ele au fost contestate astăzi la Curtea Constituțională de către un partid care a pierdut aceste alegeri. Deci, cu siguranță, România va intra într-o perioadă de turbulență politică accentuată. DICO din România a anunțat că deschide dosar penal în legătură cu campania electorală a lui Georgescu. Nu este vorba despre acuzații împotriva cuiva, dar despre suspiciuni și acumularea probelor. Credeți că lui Georgescu nu îi se va mai permite să candideze? Am spus deja că nu. Nu cred că îi se va permite să candideze, pentru că toată această tevatură nu și-ar fi avut rostul dacă se oprește aici, în continuare să îi se permită din nou să se înscrie în cursa electorală. Eu cred că există o anumită conspirație la nivel înalt, la nivelul elitelor, în ideea de a-l bloca cu orice preț pe Călin Georgescu, dar aici există un pericol că în locul lui Georgescu poate să apară un alt lider politic suveranist, de exemplu George Simion să fie votat sau altcineva. Amintesc că globaliștii au scos-o din curs anterior pe doamna Șoșoacă, ea a fost eliminată tot de către Curtea Constituțională, nici n-a apucat să participe în aceste alegeri prezidențiale. Deci, cu siguranță, Curtea Constituțională va decima rândurile suveraniștilor pentru a împiedica persoanele notorie să poată să candideze. Iată că și președintele Maia Sandu a mers în România ca să-și demonstreze susținerea pentru Elena Lasconi. Cum credeți, cât de moral este ca un președinte al unei țări să-și aleagă președintele și să îndemne și pe alții să voteze? Bun, are cumva o slabă acoperire doamna Maia Sandu, pentru că are cetățenie română. Sigur, arată foarte prost acest sprijin, cu atât mai mult cu cât suntem într-o criză energetică și ea lipsește din țară. În plus, a sprijinit un candidat care nu și-a încheiat bătălia electorală. Deci este cumva, având în vedere decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, o absență nemotivată a Maia Sandu de la Chișinău, pentru că nu este clar pe cine a sprijinit. A sprijinit o doamnă care deja nu mai este candidat. Ce face Maia Sandu acum la București, nu prea putem să ne dăm seama. Adică lipsește nemotivat de la serviciu și în sensul ăsta sigur că arată destul de prost situația, dar ne-am obișnuit cu asta. Maia Sandu este mai mult cumva preferă mai mult să primească premii decât să muncească pe rupte aflându-se la președinție și în țară. Unii moldoveni se simt jigniți, mai ales că Maia Sandu o numește pe Lasconi liderul care poate uni toți românii, indiferent de granițe. Cum înțelegeți dumneavoastră acest mesaj de unificare? Maia Sandu niciodată n-a fost un politician care să aibă mesaje pentru toată lumea, decât poate în scurtele perioade de campanie electorale. În rest, ea foarte clar s-a plasat de partea unii arii politice despre care am vorbit deja, e vorba de globaliști, sorosiști, deci liberali, li se mai spun neomarxiști, astfel încât Maia Sandu este obligată de fiecare dată să se poziționeze, obligată cumva de rolul pe care și l-a asumat și care i-a fost transmis de către elitele care au promovat-o în aceste funcții. Maia Sandu de fiecare dată a sprijinit reprezentanții elitei sorosiste și Lasconi este și ea parte a acestei elite. Sigur că acest lucru deranjează o altă parte a societății moldovenești, care devine din ce în ce mai mare, cei care îmbrățișează ideile suveraniste. Domnule Ciura, vă mulțumim și pe curând! Da, mersi, la revedere!